Bă, da, am înțeles că ai și ceva despre legătura asta dintre bărbăți și dintre femei, că cicălitoare moldoveni, ce le-am înțeles. Nu e de... Nu? Aș spune, uite, mi-ai dat curaj. E tot momentul meu, am voie să spun, da, dar durează vreo două minute, să știi. Știi că data trecută era mereu pe fugă cu ăla aici. Dar am înțeles că ai ceva pregătit special, ia să vedem. Bun. O să iau ăsta, da? Și să-mi spun unde să merg. Până spre tobă, unde, unde să vrei tu? Deci, dar e ceva legat special de momentul ăsta, nu? Da, da. Moldova, da, adică bărbații care sunt cicăliți de femeile de moldovence? Nu, măi, Cătălin, n-ai înțeles nimic. Tocmai de asta, zi momentul ca să-l înțelegem. Vreau să vă spun câteva despre bărbații care sunt iubiți de moldovenci, nu cicăliți. Cea mai dificilă ființă care trăiește în acest univers, și anume femeia, nevasta moldoveancă. Te rog frumos, ia un... Opa, și spun că e dificilă, știți de ce? Deci n-ai văzut-o pe doamna Lavric. Nu prea place treaba asta. Nu e dificilă? Băi, oameni buni, oricât de mult încerci să te implici în căsnicia asta, să-i dai femeie cu aspiratorul, să-i faci cumpărături, să-i ții poșeta la cumpărături, niciodată în fața ei nu o să fii mai mult decât, în cel mai fericit caz, un băiet bun de casă. Dar tu nu asta vrei să fii, pentru că în momentul când te-ai însurat cu ea, vrea să-i arăți că ești un gigolo, cel mai mare gigolo din Dorohoi, am vrut să fiu eu, dar nu am fost așa. Și știți de ce? Nu-i vina noastră a bărbaților, e vina voastră a femeilor, și vă spun de ce. Pentru că mai ales în Moldova, femeile au fost întotdeauna trase de infractori. Băi, cu cât are mai multe tatuaje pe mână și mai multe lanțuri, cu atât femeile o să fie moarte după dânșe. Și noi, ca băieții buni de casă, ce să facem? Știți cum mi-am dat seama de asta? Într-o zi ne uitam la ProTV, la știrile, la 1. Și domnișoara spunea, doi indivizi cu cagulii pe cap au pătruns în sediul unei bănci sub amenințarea armelor, cu cagulii celea, au furat 30.000 de euro. Eu zic, ne simțiți dracului, sper să-i prindă. Și nevastă mea din partea ei de masă zice, eu sper să nu-i prindă. Va! Dar de ce, mamă? De ce, ți explic eu acum, de ce abia ăștia-s bărbați adevărați? Că umblă în luna iulie cu cagula în cap, tu crezi că lor le ușor? Nu! De ce fac ei asta? Îți spun eu de ce fac asta, fiindcă au copii acasă și femei de întreținut și facturi. Tu ce riști? Dai cu aspiratorul și te lovești? Vrei să-mi arăți că și tu ești bărbat adevărat, că ești gigolo, măi? Zic, da, aș vrea. Dar eram mic deja. Uite, du-te și tu și jefuiește măcar magazinul la colțul blocului. Hai, arată-mi că ești bărbat. Băi, Cătălin, cum scap din nebună atunci când chiar are și dreptate, știi? Am apelat la primul subterfugiu, zic, n-am cagulă. Îți trebuie cagulă ca să jefuiești? Eu n-am cagulă. În 3 zile am primit pachet de la bunic, merg la țară. Să vorbiseră fetele! Vă puteți da seama, da? Bunica de la țară îmi împletise o cagulă. De lână. Roz. Păi zic că n-aveam altă lână decât asta roz pentru un fular, dar ți-am făcut o cagulă. Eram înfricoșător, dragii mei. De aici până aici eram Bob de orez. Și de aici în jos, doi pe față, doi pe dos. Cătălin, mureai de frică. Avea cagula mea în jurul ochilor niște flori de cireș. Și în dreptul gurii, eu am zis că e o mâță moartă, bunica spunea că e un cerbișor. O zic, ți-am făcut un model. Teoretic trebuia să fiu un infractor cu cagulă, un infractor foarte, foarte fioros. Practic eram adorabil. Mai ales că nevastă mi-a spus, dar nu poți ieși așa neasortat, mă, cagula e roz, dă-ți un tricou roz. Mi-a pus un tricou roz cu Mickey Mouse. Am făcut 45 de minute la etajul 3 până la parter cu cagula pe față, pentru că la fiecare etaj ieșea câte o bătrânică în aia vecină, bună, Bobi, să rămână. Dă-mi voie să iau modelul. Stai că aduc o faie și un pix. Mamă, ăsta e Bob de Orez, nu văd. Da, e Bob de Orez. Și aici, oameni, dar și frumos, doi pe față, doi pe dos. Și ajung la magazinul din colțul blocului să-l jefuiesc, mă trimisesc nevata. Să-i arăt că sunt bărbat, da? Era coadă în magazin. Și m-am gândit, pentru simplu fapt că sunt un jefuitor cu cagulă fioros, nu înseamnă că trebuie să fiu și nesimțit, nu? M-am pus la coadă. Era aglomerat. În fața mea era un licean drogat și o fată de clasa 8 însărcinată. Practic păream cel mai normal la coada aia. Și mă gândeam, săraca vânzătoare cum o să moară de infarct din cauza că m-a trimis pe mine nebuna să o jefuiesc. Ajung în dreptul ei, spun, doamnă, nu vă spărați? Nu vă speriați foarte tare să nu faceți... Eu trebuie să vă jefuiesc. Am fost trimis de acasă. Săraca femeie se uită la mine și spune, în sfârșit un bărbat adevărat. Da, ce cagulă! Jefuiește-mă, ia-mi ce vrei.
Și în momentul ăla mi-am dat seama că sunt un jefuitor care își uita lista de cumpărături acasă, știi? Și sunt, stați așa. Nevastă mi-a țipat, ești un bou, trebuie să fii autoritar, doamnă! Trebuie să vă jefuiesc de un pachet de vată, un kil de borș și două cuburi cnor de pui. Am plătit și am plecat acasă. Mulțumesc frumos!